Sărbătoare în parohia românească din orașul danez Olborg, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat printre credincioșii de aici pentru a sărbători hramul comunității parohiale, intrarea în Biserica Maicii Domnului. Și anul acesta, împreună cu frații preoți și cu credincioșii, am sărbătorit hramul parohiei noastre ortodoxe române din Olborg, împărtășindu-ne de toate binecuvântările aceste mari sărbători a intrării în Biserica Maicii Domnului, pe care noi o trăim împreună cu copilașii la fiecare Sfântă Liturghie. Așa cum odinioară, Dumnezeștii părinți Ioachim și Ana au adus-o pe copila Maria ca pârgă a iubirii lor la templul din Ierusalim, în fiecare liturgie și părinții creștini, asemenea dumnezeștilor părinți Joachim și Ana, îi aduc pe copilașii lor pentru a primi Sfânta Împărtășanie. La Sfânta Liturghie a fost prezent și ambasadorul României din Danemarca. Mă bucur să mă aflu astăzi aici la Olborg, la hramul parohiei Românești din Olborg. M-am bucurat foarte mult de invitația părintelui episcop de a participa alături de, a, de preasfinția sa la acest ram. și am folosit odată această ocazie, care este și prima mea vizită în peninsula Iutlanda, să salut comunitatea numeroasă de români din Olborg și din regiune și să asigur în același timp comunitatea de întreg sprijinul și susținerea pe care ambasada României la Copenhaga o acordă și o va acorda comunității în problemele întâmpinate. Preasfințitul părinte episcop Macarie va sluji mâine la mănăstirea românească din ICAST.